Având în vedere situația pandemică în care ne aflăm de aproape 2 ani, colindarea primăriei a avut loc și anul acesta în mediul online. Astăzi s-a dat startul la cadouri pentru copiii din municipiul Drobeta Turnul Severin. Reprezentanții primăriei au mers pentru a livra pachetele pentru primii 400 de copii înscriși. Începând de astăzi, echipele de la UAT Drobeta Turnul Severin livrează pachetele pentru primii 400 de copii înscriși. Autoritățile locale speră că până la data de 24 decembrie să ajungă la toți copiii înscriși. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faceți? Bine! Conform tradiției, care prima ediție a fost anul trecut, la ideea domnului primar Marius Creciu, venim cu coletele care vin pentru copii la fiecare acasă, pentru că este pandemie și nu vrem să fie niciun fel de problemă. Din cauza contextului actual al pandemiei, copiii nu au mai putut merge fizic la primărie pentru a colinda, așa că autoritățile locale le-au oferit copiilor șansa de a colinda personalul primăriei chiar de la ei de acasă. Aceștia au putut încărca un filmuleț în care trebuia să interpreteze o colindă. Florile d'albe, noaptea pe la cântători. Florile d'albe, florile d'albe, și ei vin mereu, mereu. Florile d'albe, și le aduc pe Dumnezeu. Florile d'albe. Copiii au primit cu mare bucurie vizita reprezentanților primăriei, care au venit direct la ei la ușă. Ce ne-ai cântat? Iată vin colindători. A fost greu? Nu. Cum ți-ai ales piesa? De pe internet. A câte ani este când participi? Primul. Și vei mai participa? Da. Te așteptai să primești acasă un cadou? Nu. Și cum te simți acum? Foarte bine. La inițiativa primăriei am considerat că și copilul meu merită o șansă. Și am scris-o. Ați ajutat-o să aleagă piesa pe care da, a cântat-o? Da, da. Având 7 ani, m-am gândit că aceasta ar fi cea mai potrivită. Vă așteptați să vină cadoul acasă? Ne-a luat prin surprindere. Cum simți acum că este una dintre câștigătoare? Mulțumim foarte mult, suntem emoționați și bucuroși în același timp. Acest an s-au înscris de 2 ori mai mulți copii. Sunt 800 de pachete care în această perioadă cei de la primărie le împart. Anul trecut a fost prima ediție, au fost 400 de copii care au primit coletele la domiciliu. În acest an fiind deja dublu, ne așteptăm chiar și la anul, dacă rămânem tot în pandemie. Noi sperăm totuși să-i primim la primărie așa cum ar fi frumos, dar dacă nu, noi așteptăm pe toți. Anul acesta am băgat ca și elemente de identificare pentru a ajunge la toți copiii, la beneficiarii reali, pentru că nu am vrut să avem niciun fel de probleme vis-a-vis de copiii care trebuie să primească aceste colete, să ajungă direct la ei și bucuria să se vadă pe chipul lor și părinților și tuturor celor care așteaptă din partea primăriei un semn de sărbători. Și în acest an, copiii din municipiul Drobeta Turnul Severin au așteptat cu nerăbdare această perioadă frumoasă, perioada cadourilor.